conceptul de Arbos a fost acel de la Lovol de la început, când în 2015 au cumpărat licența pentru brandul Arbos. Ce se întâmplă cu brandul Arbos? Nimic deosebit, se întâmplă cam același lucru ce s-a întâmplat și cu Volvo, când un producător chinez a dorit să aibă un brand european. Pe scurt, conceptul de Arbos a fost totuși acel de la Lovol de la început, când în 2015 au cumpărat licența pentru brandul Arbos. Totodată, au semnat un contract de colaborare cu cei de la Goldoni pentru tractoare specializate, iar pentru producția de utilaj au semnat un contract cu cei de la Matema. Între timp, în 2020, planul de afaceri s-a schimbat și Lovol a considerat că nu mai are nevoie de licența Arbos. Așa că tractoarele Arbos vor rămâne Lovol. În continuare, tractoarele Arbos vor fi în portofoliul nostru sub brandul de Lovol. Nu trebuie să faceți griji pentru piese de schimb sau mentenanță, pentru că piesele sunt aceleași, iar în minutele care urmează vă va arăta faptul că cele două tractoare se asemănă în totalitate, mai puțin în culoare. Avem două modele de tractoare de 40 de cai, Arbos 2040, se transformă în Lovol M404. Motorul este același, Dosan, în 3 cilindri, cu o putere de 40 de cai putere nominal și un sistem de eliminare a noxelor prin catalizator, fapt care permite ambelor tractoare să circule pe drumurile publice. Sistemul de management al motorului Dosan, tot de la Bosch, pe modelul Lovol. Iar pe Arbos, la fel, sistemul de management al motorului de la Bosch, motorul Dosan. Transmisiile sunt identice, vom merge în cabină să vedeți exact cât de asemănătoare este cabina și cât de asemănătoare sunt comenzile. Câteva imagini din cabină, unde veți vedea inversorul la bord în partea din stânga, și reductorul și maneta de viteză în partea din dreapta a cabinei. Până și roțile sunt la fel, sau să nu mai vorbim de greutățile de pe roată. Avem Lovolul cu greutăți inscripționate cu Arbos. Puteți observa și similaritatea sistemului hidraulic. Are o capacitate de ridicare de 1000 kg în ambele cazuri. Două perechi de cuple hidraulice pentru ambele tractoare și sistemul inferior pentru tractare. Deși nivelul de echipare este identic. În cazul tractoarelor de 50 de cai putere, Arbos 3055 se transformă în Lovol M504, nu-l avem pe stoc, dar avem fratele mai mare al seriei de 50 de cai, tractorul de 75 de cai putere. Acolo era Arbos 3075, acum va fi Lovol M754. Continuăm cu seria mare de 90-110 cai putere, unde era Arbos P4110 pentru 110 cai putere, se transformă în Lovol M1104, tractor de 110 cai putere. Un avantaj suplimentar este că tractoarele Lovol au suplimentar față de Arbos în echipare un compresor și sistem de frânare dublu circuit pentru tractarea remorcilor. Poți să te convingi și tu de similaritățile acestor două branduri pe panartec.ro sau la sediul nostru din Biharia. Bonus, dacă nu-ți place culoarea albastră, acum poți comanda tractoarele verzi sau roșii.